Din nou, România se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19, iar amenințarea restricțiilor este din ce în ce mai mare. Tot mai multe localități din țară se confruntă deja cu valul 4 de pandemie. Pe 18 iulie, în România se înregistrau 44 de cazuri noi. În mai puțin de o lună am crescut cu 181. Astăzi am atins un nou record. Medicii se tem că am putea ajunge în această toamnă la aproximativ 4.000 de pacienți spitalizați. Nu ni se pare normal? Nu. Nu avem nicio părere așa bună. Va fi foarte greu. Ne-am obișnuit chiar așa, o să fie greu, vă dați seama că nu... Da, va fi foarte greu. Pe stradă întâlnim oameni revoltați care s-au săturat de restricții și își doresc ca viața lor să fie ca înainte. Părere proastă. Eu nu prea cred în COVID-ul ăsta, ei cam abureală. Deja m-am obișnuit fără mască. Când o apărea iar cu mască, în spații închise, în nașpă. Da, eu am o părere de rău că noi ne-am obișnuit cu măștile astea, nu ne mai plac, și am vrea și noi să facem și noi o petrecere. Uite, eu, de exemplu, vreau să fac o nuntă de 2 ani, de un an de zile și mă chinui și n-am cum să fac până la 12 sau 1. Am vrea să fim și noi cât mai liberi. Că, nu zic că nu cred în COVID, dar 70% e... o scenă. În România, o comună din Cluj a intrat în scenariul roșu din cauza ratei mari de infectare, iar alte două localități din Iași sunt în scenariul galben pentru următoarele 2 săptămâni. Care e problema cu restricțiile? Dacă e necesar, e necesar. Ce să mai discutăm? Când ne convine, când nu ne convine. Asta e situația. Asta nu se poate. Și în Mehedinți, cazurile noi de COVID-19 cresc de la o zi la alta și în același timp și rata de infectare. Pericolul reprezentat de valul 4 al pandemiei de COVID-19 rupe România în două. Autoritățile spun că nu vom reveni la o carantină generală, în schimb restricțiile vor fi aplicate în fiecare localitate, în parte în funcție de infectări. Restaurantele și terasele ar putea fi primele locuri în care accesul să fie restricționat, iar masca de protecție ar putea fi din nou purtată și în aer liber.